O să vă anunț astăzi o serie de schimbări în Liga 1, da? Din seria Hai să ne pișăm pe el de fotbal românesc. Așa cum deja bine știți, începând cu anul acesta, nu vor mai exista echipe care vor retrograda, da? Anual promovând câte două cluburi din Liga 2, până vom ajunge ca toate echipele de fotbal să intre în prima ligă, da? Poate vă întrebați ce vom face cu atâtea echipe, dar noi ne-am gândit și la asta, da? Și vom introduce încă o serie, pe lângă play-off, play-out, numită playback, în care se vor regăsi echipele care nu însumează, da? Deci după seria regulată se vor înjumătăți punctele, prima oară, apoi le vom mai înjumătăți o dată după 6 etape play-off, play-out, iar echipele care nu însumează 7,5 puncte după înjumătățirea jumătății punctelor obținute, vor fi trimise în această nouă grupă, în playback, deci, da? Simplu și concis. Un alt obiectiv din modulul Hai să purjolim ogoarele, să rupem stadioanele, este introducerea unor mize în toate campionatele României. Avem 3 locuri date de UEFA pentru competiții europene. Eu cred că e clar că unul trebuie dat echipei campioane. Propunerea e, da, e ca al doilea loc de UEFA să fie acordat în urma unei extrageri din borcan, extragere dintre echipele de play-out, da. Iar al treilea loc o să-l dăm primei echipe din Liga 3, care va disputa un baraj cu ultima clasată din Liga 2, iar învingătoarea va juca încă un baraj cu echipa de pe locul 5 tot din Liga 2. Astfel, cred eu, da, că o să creștem competitivitatea la toate nivelurile fotbalului românesc și o să vedeți schimbări dramatice în bine. Tot ca să creștem bugetul cluburilor din România, o să transmitem meciurile și la radio. Repet, ca să dăm mai mulți bani din drepturi TV și radio, da? Ca să nu se mai orienteze cluburile către creșterea și vânzarea de jucători sau atragerea de sponsori. Tot aici, o să stabilim că o serie de derbiuri să se joace în mod repetat în Liga 1. Weekend de weekend o să avem derbiuri între CFR și FCSB, Dinamo și Craiova și Botoșan FC Iași, da? Care vor exploda punctele de rating pe Liga 1. Și această măsură se încadrează perfect în proiectul să-l ducem de râpă dacă tot facem ceva. De asemenea, trebuie subliniat faptul că pentru trofeul Cupei României vom face un baraj, da? Pe Dâmbovița și vom organiza un sistem competițional de barcă 6+1, da? În josul râului, între Joița și Lacul Mori. Iată deci încă o măsură care să o sporească competitivitatea fotbalului, deci din seria de măsuri, hai să-l facem oale și ulcele, că și așa nu ne mai trebuie. Pentru toate aceste măsuri, da, avem susținerea tuturor cluburilor. Altfel, bani din TV, din cer de aur le mai dăm, da? Și ultima schimbare, dar nu cea de pe urmă, am introdus o clauză în contractul TV al cluburilor, în care echipele pot fi retrogradate instantaneu atunci când nu sunt de acord cu propunerile FRF, da? În concluzie, vor mai apărea astfel de măsuri pentru a vitaliza din rădăcină fotbalul românesc. Cam atât din această ședință, da?